Scurtul meu cuvânt de învățătură cu bucuria întâlnirii noastre de astăzi îl intitulez Recunoștință. Mare virtute și rară. Cam 10% dintre oameni sunt recunoscători. Am auzit Evanghelia. 10 leproși l-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos i-a trimis să se arate, să se arate preoților. De ce? Pentru că certificatul de sănătate pe vremea aceea li-l dădea preotul. S-au dus 10, s-au tămăduit, dar să mulțumească s-a întors doar unul și acela era samarinean. Și Domnul Hristos a spus cuvântul acesta: oare nu s-au tămăduit toți 10, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a aflat să aducă mulțumită decât acesta, unul care este samarinean. Acum, și în alte multe împrejurări, recunoștința este o virtute rară. Noi ar trebui să-i fim recunoscători lui Dumnezeu, să le fim recunoscători părinților și profesorilor, să le fim recunoscători semenilor noștri pentru toate darurile, pentru ceea ce fac pentru noi. Dar în toate acestea trei direcții, recunoștința este mică. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către evrei, lucrul acesta ne-l spune referitor la recunoștință. De aceea, fiindcă primim o împărăție neclintită, să fim mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu sfială. Vedeți dumneavoastră, recunoștința noastră față de Dumnezeu pentru toate darurile ce și le revarsă peste noi este mică. O slujbă foarte importantă este slujba prohodului Domnului. Și acolo, în antifonul al 12-lea, de la slujba patimilor, de joi seara în săptămâna patimilor, antifonul al 12-lea zice așa, vă citesc: acestea zice Domnul către iudei, poporul meu, ce-am făcut eu vouă sau cu ce v-am supărat? Pe orbii voștri am luminat, pe cei leproși am curățit, pe bătrânul ce zăcea în pat l-am îndreptat. Poporul meu, poporul meu, ce-am făcut eu vouă și cu ce mi-ați răsplătit? În loc de mană cu fiere, în loc de apă cu oțet, în loc să mă iubiți pe cruce, m-ați răstignit. Recunoștința față de Dumnezeu nu-i întotdeauna așa cum ar trebui să fie. Iar în ce privește recunoștința noastră față de părinți? Vasile Militar, omul acesta cu frică de Dumnezeu, care pentru credința lui a murit în închisoare, având talentul poeziei, a scris o poezie foarte sensibilă,
7 pui și o biată mamă. Unii dintre dumneavoastră o știți. Și zice poezia lui Vasile Militarul așa, referitor la recunoștința noastră față de părinți. Într-un timp, o rândunică, aveam cuibui 6 pui. Și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zor pleca săgeată, căutând pe deal și văi hrană pentru puii săi. Și iubirea nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar atât de fericită, că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să adoarmă vreunul ard de sete sau flământ. Nici n-a fost mai mândră mamă decât ea între rândunici, cum văzu într-o zi cum puii se făcuseră voinici. Ea n-a mai avut o dignă, nici cât ai clipi sub soare, până când pe fiecare nu l-a învățat să zboare. Dar când toți puteau să plece, încotro vroiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cuib bolnav. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă în ochii fiecui, zise celor 6 pui, dragii mami, eu de-aseară simt în inimă un cui, aripile rău mă dor și nici vorbă să mai zbor. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mami, se cuvine, mar cum v-a făcut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Și ca niciunul dintre puii să nu creadă că mi-e rob, fiecare să mă aduce zilnic numai cât un bob. Cu ale voastre 6 boabe, milostivul mă va ține, până când voi va ceru să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamei, au plecat cei 6 pui și-au adus în 6 zile fiecare bobul lui. Mai departe, însă, puii, bezdea cerului înalt, fiecare având nădejdea că îi aduce celălalt, n-au mai dus nici unul bobul și uitată mucenică a murit atunci de foame cea mai sfântă rândunică. De atunci a rămas povestea tristă, nebăgată în seamă, că o mamă își rănește 6, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea nu pot toți hrăni o mamă. Aceasta este realitatea cu recunoștința noastră față de părinți. Și apoi trebuie să le fim recunoscători dascălilor care ne-au format. Și apoi trebuie să le fim recunoscători semenilor noștri pentru tot ceea ce ne oferă nouă. Tot acest poet minunat, Vasile Militaru, referitor la semenii noștri, zice așa, câinelui ce-mi stă în ogradă, îi arunc din alt în mâine, pentru paza lui cinstită cât un colt pușcat de pâine. Un argat, sătul de bine, se uită mereu cu ură când privește înspre mine. Și din aceste două ființe la care le iau eu pâine, mă întreb mereu adesea, care-i om și care-i câine? Evanghelia de astăzi ne învață să fim recunoscători. Recunoscători bunului Dumnezeu, că ne ține,
că ne hrănește, că ne poartă de grijă. Recunoscători părinților noștri care ne-au făcut și ne-au crescut. Recunoscători dascălilor noștri care ne-au învățat. Și recunoscători semenilor noștri pentru tot ceea ce ne oferă. Acesta este gândul, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l pun la inimă astăzi, când am bucuria de a fi împreună cu Părintele Marius și cu dumneavoastră toți, aici, unde viața v-a adus să vă câștigați pâinea cea de toate zilele. Și așa cum spuneam și aseară, fără a vrea să fie un laimotiv, noi tot nădăjduim că dacă nu toți, măcar parte dintre dumneavoastră vă veți întoarce acasă. Aproape 5 milioane de români tineri sunt plecați la muncă în străinătate. Sigur că noi nădăjduim, aici unde sunteți, să fiți misionarii Domnului Iisus Hristos și să le arătați tuturor oamenilor cum trăiește un creștin bun. Dar în același timp, am zis că măcar parte dintre dumneavoastră poate vă veți întoarce acasă, pentru că România se împuținează și îmbătrânește. Așa spuneau statisticile, că anul trecut s-au născut mai mulți copilași de români în străinătate decât în țară. Oricum, unde ați fi să vă ocrotească Dumnezeu, să vă păzească Dumnezeu, să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă ajute ca pentru ceea ce ați venit aici să puteți realiza și să aveți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material numai rezultate bune. La mulți ani, cu fericire și cu bucurie.